Deci ne dorim ca și astăzi, este sâmbătă, am crezut că timpul vă permite să puteți să răspundeți invitației primăriei și Consiliului Local Cumpăna de a ne cunoaște comuna. Primarul în slujba dumneavoastră vrea să prezinte lucrurile ele pe care le considerăm a fi nerezolvate în comună, dar și lucrurile bune. La cele rele să spunem de ce ne aflăm în această situație, de ce nu am reușit să realizăm proiectele pe care le-am spus sau unele dintre ele prezintă deficiențe și cum să le putem duce la bun sfârșit tot împreună. De aceea, eu vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fim împreună și să vă întreb, așa, care să fie direcțiile, în ce direcție vreți să mergem, pe ce străzi vreți să mergem, ce străzi vreți să verificăm, ce investiții, împreună. Bună ziua, doamnă! În ce străzi, pe ce străzi ați vrea să mergem? Să spuneți dumneavoastră ce obiective vă interesează cel mai mult la nivelul comunei. Vă întreb. Daliei. Strada Daliei. Foarte bine. Alegem strada Daliei. Altă stradă în această zi. Pentru că noi vom continua acțiunile acestea. Indiferent că sunt puțini oamenii care vin să mergem să ne cunoaștem comuna, eu mi-aș dori ca numărul acestora să crească, să fie mai mare. Pentru că pe rețelele de socializare se spun atâtea lucruri, se scriu atâtea lucruri. Eu îi invit să fie bărbați și să vină în față și să-mi spună în față, uite, aici nu-i bine, aici nu-i corect, de ce este? Nu să se ascundă în spatele ecranului. Mergem pe teren, la fața locului, pentru că împreună le putem rezolva. Să discutăm omenește. Altă stradă, unde ați vrea să mergem? Pe Vlad Țepeș, ca să vadă cât de bine e acum față de cum era în 2001, când m-am mutat eu, că era noroiul de umblam cu cisme până la biserică să-mi schimb pantofi. Doamnă, nu vrem să le arătăm pe cele bune, vrem să le arătăm pe cele rele. De am venit să vă susțin că ați făcut numai lucruri bune de când suntem aici. Doamnă, eu vă invit pe dumneavoastră să cunoașteți nu doar strada Vlad Țepeș unde locuiți dumneavoastră, și într-adevăr, acolo avem tot ce înseamnă infrastructură, dar să cunoaștem și strada Sălcilor, de exemplu, da, de unde e firul de apă al Derelei, unde există un proiect care este început de acum 7 ani, de Apele Române. Cineva întreabă despre acel proiect. Eu nu răspund doar unei persoane, aceea nu are caracter, ci o răspund locuitorilor comunei Cumpăna, care vin și care locuiesc acolo și de ce. O să vedem și acea stradă. Vă invit în cartierul Dealul Spirii să vedeți ce probleme avem acolo, să vedeți de ce am construit grădinița Sfânta Maria cu atâta întârziere, pentru că e un obiectiv care privește copiii noștri. Dar eu vă invit să vedem în continuare locurile de joacă. Vă invit să vedem și când om pleca, o să plecăm pe aici, pe lângă această alee a Căminului Cultural, pe care noi, Aleea Căminului se numește, de fiecare dată ne străduim să păstrăm curat lăcașul acesta de cultură, curat și în interior și în exterior. Dar nu poți să fii oră de oră, zi și noapte lângă el, ca să vezi ce scriu pe pereți anumiți copii care sunt certați cu educația. Dar nu toți, unii, însă e de ajuns unul ca să distrugă tot, ca și acasă. Unul din familie să nu fie bun, să strice toată armonia familiei. Însă obligația noastră este să-i aducem la pieptul nostru pe toți și să încercăm să facem bine. Vedeți petele acelea? Suntem cu bidineaua și cu varul, tot timpul pregătiți ca să putem să le acoperim. Aici este vechiul stadion al comunei Cumpăna, unde primăria și Consiliul Local au scris un proiect pentru centru civic al comunei. Ce presupune centru civic? Nu betoane! Acolo, în mijlocul stadionului, unde de obicei este amplasată scena, va fi construită o scenă fixă. Va fi construită o scenă fixă betonată, unde de desubtul scenei să aibă cabinele de schimb ale artiștilor, unde să avem punct sanitare, unde să avem spațiu de depozitare a 500 de scaune,
500 de scaune care să fie pentru locuitorii comunei, spectatorii noștri. De sâmbătă, duminică, zile de odihnă. Tocmai de aceea să ne deschideți și nouă poarta, vă rugăm frumos. Vedeți, noastră, lucrăm la această grădiniță cu program prelungit care se numește Sfânta Maria. Aici se aflau birourile vechiului IAS al comunei Cumpăna. Și am spus, hai să înființăm, să reînființăm grădinița. Am percalat drum din niște ruine împreună cu organizația non-guvernamentală World Vision și cu banii acestora am plecat la drum după ce am luat o parte din teren, 2 hectare de teren de la minister. În tot acest timp copiii au fost mutați în sala de sport, prima sală de sport de aici de la stadion, acolo unde au învățat și copiii de la grădinița cealaltă. Și noi vorbim de lucrări care au fost executate înainte de anii 1970. Deci nu sunt lucrări. Uitați-vă ce au avut, ce structură, da? Ce structură au putut avea. Noi nu vorbim de lucrări pe care le putea face primăria Cumpăna sau orice constructor. Ci trebuie constructori specializați cu experiență în acest domeniu. Aici și acesta are termen 30 septembrie, 30 octombrie de finalizare. Mai avem încă luni de lucru, însă sunt întârziate amenajarea spațiului verde. Totul, nu vrem doar betoane, nu vrem doar betoane, ci vrem spațiu verde. Va fi un proiect frumos, va fi un proiect generos. Aici se mută biblioteca cu biblionetul, să aibă sală mare de studiu, de calculatoare unde să stea la biblionet. Aici vor avea tinerii discoteca, aici vor avea în același timp. Ne-am dorit să punem o sală de fitness, să fie aici la îndemâna tinerilor comunei Cumpăna. Ce le spuneți celor care aruncă gunoaie aici după ce primăria vine, le adună, curăță lăstărișul și oamenii aruncă gunoaiele? Ce le spuneți? Credeți că numai o dată îi rog de fiecare dată să aibă frică de Dumnezeu și să aibă spirit de om gospodar în a-și păstra acest fir de apă de derea care mărginește proprietatea dumnealor, așa cum își păstrează curtea sau casa, ca să spunem așa, în interiorul casei. Nu e un aspect urât doar pentru primarul Mariana Gâjul, ci pentru toți locuitorii comunei, pentru că sunt oameni care vin, văd mizeria comunei și spun, cataloghează, așa e primarul de gospodar, așa sunt cumpănenii de gospodari. Ori noi n-avem nicio vină, pentru că avem oameni certați cu civilizația, certați cu legea bunului simț. Unde poate cineva să reclame dacă vede pe altcineva care aruncă astfel de... Pur și simplu, la sediul primăriei. Poliție locală e 24 din 24 de ore, dar au intervenție online. Există pe site-ul comunei, există Cumpăna News, orice, dar telefonul primarului este de acum cunoscut încât aproape un telefon public. Oricând, la orice oră din zi și din noapte, poate să ne anunțe pentru aruncare și pentru a-i depista. Camerele de luat vederi puse aici, pe acest teren, au fost distruse de atâtea ori. Camerele de luat vederi, și o spun de fiecare dată, ca și lacătele, nu sunt puse pentru oameni cinstiți, pentru oameni civilizați, ci pentru... Știți dumneavoastră, n-am voie să vorbesc urât. Numai o dată am fost în această zonă și știți ce înseamnă lupta cu aducerea fondurilor la intervenții, la apele române, să putem să lucrăm de atâtea ori și atâtea ori. De data aceasta, societatea are banii asigurați pentru a finaliza odată și odată lucrarea. Vă mai imaginați dumneavoastră ce înseamnă să vii să ții piept la oamenii care vor să le dai locuri de casă aici? Aceste maluri nu erau ocupate, aceste maluri erau ca zonă de protecție, însă ce zonă de protecție să lași când se creiau pe ele mormane de gunoaie? Atunci mai bine ai dat unui cetățean, își construiește și își îngrădește suprafața pentru a nu mai putea fi create mormanele de pământ. Caii vagabonzi, ca și câinii comunitari, îi vedeți, distrug sfintele morminte. Ce atitudine să ai decât aceea pe care am avut-o în a încheia contract cu
cu societatea care are acțiuni ca o poliție sanitar-veterinară și așa cum au venit să prindă câinii comunitari, așa vor veni să ia și caii care sunt liberi pe câmpurile proprietatea oamenilor. Doar cu legi aspre, de constrângere, doar așa putem să facem civilizație. E întrebarea pe care mi-am pus-o eu de multe ori. Pot sta eu în curțile dumnealor, proprietate, să văd de câte ori folosește acel grup sanitar din curte? Vă întreb eu, poate să stea cineva? Ca atare, oameni buni, tocmai de aceea am considerat că este cea mai bună idee, ideea de a pune conductă de diametru mare, care să fie sub pământ, ca să îndepărtăm existența firului de apă al derelei de la suprafață, ca să nu le mai permită. Și ne-am luptat să intrăm în curțile dumnealor și întrebați-i pe locuitorii de pe strada Sălcilor de opoziția pe care au avut-o în momentul în care le-am spus: veți rămâne să îngrijiți terenurile, să vă folosiți de ele pentru grădină, dar nu sunteți proprietar. Este un cartier... Va fi prima care va intra la asfaltă, la prima... Da? Păi asta mă gândeam, chiar vreau să întreb, că văd că s-au pus bordurile din toamnă, s-a... Avem timp rece și a fost nevoie să... Deci asta este averna voastră. Deci la anul ăsta o să avem asfalt. Absolut, absolut. Care a fost răspunsul doamnei primar și vă satisface acest răspuns? Da, mă satisface. Am înțeles că în cursul anului acesta va fi asfalt, ceea ce mă bucură, sincer. Mă bucură extraordinar de mult pentru că, v-am zis, am un an de zile de când stau aici și vecinii mei stau de 7 și așteptau asfaltul, iar eu după niciun an, adică un an, să zic că voi avea asfalt, ceea ce e ok. Cum vi se pare activitatea primăriei? Sunteți mulțumită? Mai e de lucru? Ce părere aveți? Sincer, nu cunosc îndeaproape... Din ce vedeți pe străzi, din ce vedeți în comună? Mi se pare o comună foarte ok, de aceea am și ales să venim aici să ne mutăm. Suntem dintr-un oraș, să zic, puțin mai departe de Constanța, suntem din Constanța. Și, într-adevăr, am ales Cumpâna pentru că este un sat, o comună foarte dezvoltată, cu multe posibilități. Inclusiv, din câte știu, se construiește și creșa, care va fi dată în funcțiune tot anul acesta. Au grădinițe, deci ceea ce este mult mai ok față de, nu știu, alte. Face primăria treaba sau credeți că mai sunt, eu știu, sincope, mai sunt probleme? Păi cred că ca peste tot mai sunt lucruri de realizat, dar oricum eu zic că stăm foarte bine. De ce credeți că n-au venit acele persoane care sunt guralifi pe Facebook? Nu vin tocmai atunci când e nevoie și când se merge în locurile unde ei le reclamă? Lipsă de caracter, încă o dată subliniez din păcate acest lucru, nu sunt bărbați să privească lucrurile bărbătește, să vină să discutăm față în față, acolo, la locul faptei. Eu, cel puțin, așa am învățat să muncesc, nu de 20 de ani de când sunt primar, ci de când știu că trebuie să privesc realitatea așa cum este ea crudă, dar corectă și nimic altceva. Tocmai de aceea i-am așteptat. Îi aștept în continuare, nu la ședințe televizate, nu în posturi de televiziune amenajate, nu cu întrebări puse dinainte și răspunsuri pregătite, ci pe teren, pe teren, acolo unde știu să-și muncesc, alături de oameni, cu greutățile pe care le întâmpinăm și cu necazurile pe care ni le aduc din păcate unii oameni comunei. Noi avem obligația, administrația publică locală, să respectăm legea, să muncim conform proiectelor așa cum sunt ele, cu norme ale Uniunii Europene, cu norme ale ministerelor, nu cum aș vrea eu să le creez. Vreau să vă asigur de faptul că vom continua și celelalte acțiuni care îi deranjează pe unii dintre locuitori, certați cu legile curățeniei, ale disciplinei, ale bunului simț, ale omeniei, dacă vreți. Prinderea câinilor comunitari va continua și aceea. Săptămâna trecută a fost prima dată, în baza contractului încheiat cu o societate acreditată, agreată, cu servicii de sanitar veterinare, care nu vrem decât să facă liniște în comună și nici de cum tulburarea liniștii publice de elemente turbulente, ca și cele care au trecut prin spatele nostru. N-au curajul a veni față în față, lași vor fi tot timpul.